Auzi, dar voi până unde mergeți cu motocicletă? Până la Arad. A, până la Arad, da? După ce au împărțit materialele promoționale ale Naționalei, Balint și Stelea au vorbit și despre înfrângerea suferită cu 2-1 de România în fața Franței. Mai multă atenție la finalizare, că cu Franța nu poți să ai multe ocazii. Am avut 3, din 3 măcar una trebuia să marcăm. Mai era penaltiu. Franța cam înscris peste 2 goluri media în ultimile meciuri. Deci, practic, pentru un egal, cred că trebuia să marcăm și noi 2 goluri. Un gol l-am primit pe greșeală de arbitraj, pentru că a fost faul la portar. Iar celălalt a fost o execuție foarte bună. Și asta e fotbal. Dar, per total, consider că am jucat bine și puteam să și câștigăm. Un rezultat de egalitate mi se părea echitabil. Dacă n-ar fi avut acea execuție de excepție, cred că meciul se termina aici. După Craiova, următoarea oprire va fi Timișoara. Cei 100 de suporteri vor ajunge pe 14 iunie în Franța și vor susține tricolorii la meciul cu Elveția de a doua zi.